Salut și bine ați venit la o nouă Reddit Banana Reviews. Eu sunt Solid de la Killer Banana și fac în fiecare lună acest clip special cu ocazia finalului lunii și începutului școlii. Nu neapărat începutului școlii, dar fac un clip din genul la finalul lunii pentru a vă scoate în evidență meme-urile, shorts-urile, clipurile, melodiile, creațiile și toate chestiile mișto pe care le puneți aici pe Reddit și pe Discord. Deci, da, dacă nu ați participat încă la acest Reddit Banana Review, să știți că îl fac în fiecare lună și vă anunț în general pe community cu privire la ziua când îl voi face, actually. Sorin, când vede că dacă nu mai face live-uri și eu continuu cu short-uri și videoclipuri, crește mai repede. E very sad, anyway. Da, m-a zis că m-a uitat la stats și am văzut că de când nu mai fac live-uri, cresc stats-urile mai bine decât când făceam live-urile. Deci, da, mă stai usiem, poate că YouTube îmi zice deci te agiți atâta, nu-i așa? Da, nu, nu, serios, mi-e dor să mai fac live-uri, cred că când ajung în sună în oraș și mă reapuc de ele. Da. Costârca mod. Costârca că primește mod. Să dă mut la tot chat-ul. Muted. Muted. Am primit mod, ați văzut. M-am ținut de promisiune. Am zis că îi dau mod și am dat mod. Adică, da. Asta e un lucru bun aici. Uite ce a apărut notificare la un prieten de-a meu. Săptămâna asta pleacă că băsă la țară peste soale. Bagă boss un live sau două cu Minecraft, așa să dăm, ca să dăm reset, trade off, receive un live sau două cu Minecraft, câte ore de turism pe Minecraft. Minecraft oricum mai joc, adică nu e ca și când nu mai joc nimic, dar n-am jucat nimic în ultimele 3 săptămâni, sau ia. Avem halba cu apă, dău. Sorin după data de 3 august, adică. Ce aia l-au fost ultimul live? Că l-am mai făcut vreo două live-uri, parcă, actually. A, da, nu, e pe 3 august, ultimul mi-a luat și un copyright la Naos. Hai să vedem la ce, cred că a luat la o donație, un copil. A, nu, ce frumoase sunt fetele. Și astfel despar segmentele de pe live, da. Sorin a folosit 1.000% din putere, mamă, da. Așa fac când atac. Uite, am toate itemele posibile și personaj din Jojo, deci bonus. Sorin care nu face live, statisticile YouTube. Mim, dar un fan art cu Killer Bananas bătrân. Ore, mă, Sorin, Starbucks, ok, bun, mergeți la Starbucks o mână, deci eu sunt încântat, așa că poftim like, îmi place și acest corp senzual de zeu, deci, da, e perfect. Sasuke, ok, frumos. La ce YouTuber, mă, Sorin urmări de presim ceva bun aici. Why are you running? Nu, 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 nu. E metri sau? Să ai grijă totuși cu animalele astea. Chiar dacă domestice știi, nu știi cum se comportă. Acum însuțește până acasă, da. What the fuck? Știi ce clipuri așa cu live-uri, dar și când am pus de la țară, a apărut un cal, deci vă rog. Sorin și ursul fuzionează. Ia, hai să vedem asta, Sorin și ursul fuzionează. Ce poze e fost? Curios, cine fuzionează? Mă gândeam că fuzionează în ceva, aveai șansa să mă fuzionez într-un Shelly sau ceva. Oricum, nice video. Oare ce alege Sorin? Partea a doua. Ia. Sirenele lua Dragogan, națiunea bananelor. Clipurile astea gen care n-au niciun sens. Bine, asta avea cât de cât, dar perfecte pentru TikTok. Mulțumesc foarte mult. Sorin a îmbrăcat sub ce zice, nu are drift. Da, am mișto edit. Cum se trezește Sorin în fiecare dimineață? Vezi, poate a pus marchez pe aici. Oh, shit, e agresiv.
Mi-aș da drumul că mă cam marchează, da? Nu prea voia să stai. S-a supărat că o stăcă și a dat time-out la multă lume. Am văzut ăsta. Ghiță e torturat, donați campania se ca să-l putem salva, ia să vedem. Da. Da, țăleac. Eu m-am zis că nu-i place să apară, dar voi nimic. The Sharingan, Ghiță. Asta e mișto, asta îmi place. Like. Așa face el acum, acum. Ia, yeah. The YouTubers. Fost, da, da, Iron Man nu se mai întoarce, nu știu ce e că l-a dispărut. Mai dați-mi și voi mesaj pe ultimul clip, poate revine, nu știu. Sorin, te-am găsit, ia. Bună ziua România, bună ziua București, eu sunt Adriasca și astăzi vă prezint știrile Pro TV. Astăzi un bărbat de 27 de ani din județul Iași a fost omorât de un cal. Bărbatul făcea mai acasă, că a numit Juan și l-a omorât. Am supraviețuit atacului calului, stați liniștiți, nu e nicio problemă. Uitați locul ăsta care Sorin de 18 plus s-a cam tonat. În excursie cu proful de geografie, be like. Da, dacă mergem la râu, frumos. Ia uitați. Acolo e și granița cu moldovenii. Hello băieți, aici primesc porumb, pesc, umblăm de aici și uitați-vă aici, mamă, recoltă, suntem stonks. Oh. Wow, l-am ăsta cu porumb, a devenit celebr odată cu acest meme, banana review. Sorin, cam te-ai dat de gol, v-ați prins oricum, Sorin a făcut-o. Și trebuie să te crezi natura. Cineva și-o să achiloți acolo, multe beri. Suprim, stai. Te va lăsa întrebare, Sorin, challenge, un challenge suprem, te va lăsa cu singură întrebare, și ce e, o să se spargă sau nu? Vom afla. La. Are, acel moment când mergi pe stradă, dar dai de un muzică. Stai, periculos. Spatele lui. Mă las și trec, poți și eu să mă duc acasă? Sorin l-a găsit pe celebru Juan. L-a întrebat dacă poate să-l călărească, dar din păcate a zis să nu. Salut băieți, în această imagine putem vedea un specimen 1749 pe la mere, pe la femei, cine știe că oricum, oricum aici la cuvânt de mere. O, asta sună bine, e dintr-un gaming, ia să vedem. Ce mi-a pus aici? O, urs panda, da. Și de ce am zis sub spata, da? Foarte reușit. Deci primește like, perfect. Mort un brișcat. Da, așa se întâmplă când l-omor pe Batman. Sorin Bișcaru, el își folosește de obicei 0,1% din putere, din cauza că dacă folosește mai mult, poate să distrugă 10 galaxii. Nu este sugerat să folosești această carte și îți va exploda telefonul, tableta, PC-ul sau orice. Mălii, one sec, speed very fast, damage per second, crown, shield, hit points, count, targets, air și ground, stun, card creator. Ma, de asemenea putere se spune că dacă face un pas, 5 galaxii se folosește. Hello băieți, suntem aici. Facem o țuică de prune bună și zemoasă, plănuiesc, poate o să adaug și vreo două Limax-uri, bune, rău. Da, da, v-am zis eu că am găsit un Limax. Ursul de pe uși. Dacă avea Sorin OnlyFans, direct acolo mergeau astea două. Da, da, sigur. Am terminat mimurile și clipurile de pe Reddit, acum urmează să intrăm pe Discord, da. Aveți și link-ul către Discord, dacă n-ați venit încă pe Discord, vă aștept acolo, acolo e, suntem mai activi așa în general, decât de pe Reddit. So yeah, hai că intrăm în canalul Killer Bananas Memes. Ha ha.
Ok, next video. Oh. Ursu, a? A murit Candace. Cine e Candace? Aoleu, gluma aia, nu iar. Lasă-mă. Hai, Alexander, să le arătăm noi puterea zilor. Hai, Alexander. Normal, Sorin, normal, e Cuzo. An infantry married. Now he's a nurse. Nu mai mânca prune. Da, ceva de maxim interes. Orice live de pe acest canal este un live de mare interes. Să merge în special iarna, cozy, cu ceva cald, ciocolată. Dacă nu vă abonați la KBZ, ochii va fi trist. Și deja este, să știți. Deci trebuie neapărat să vă abonați dacă nu v-ați abonat până acum, până în acest moment. Mergeți acum și vă abonați. Deși, cred că toți care se uită până în momentul ăsta la clipul acesta, sigur s-a abonat. Că dacă n-ar fi, probabil pe ca o secundă 10, că așa îmi spune YouTube-ul pe fiecare Reddit Banana Reddit Review, da. Salutare băieții, ce faceți? Uite, eu am ieșit așa frumos pe câmp, așa o leacă ca balosane. Știm că vă place, o să ies pe câmp, ia uitați. Fai, deci am aici o grădină bombardieră, deci hai să vă mai mergem așa un pic frumos, e cald, uitați acolo, avem și niște roșii blanaos, o să am ce mânca, da. Foarte bine. Uite aici e și un pic de vie, care că na, nu prea i-a prins bine la vița asta de vie pe aici, dar nu contează. Castraveți, da, merge, nu contează. Și na, băieții, ne vedem cu live după Crăciunul care o să urmeze. Am drumit, guys. Așa că nu uitați că m-am înscris la ceva, să mă votați, că mă ajută foarte mult și ne auzim sun. Pa, pa, guys. Mă duc la baie. La baie, da. Bun, acel lume crește acasă, vorbești și vezi fata aia bună sau din clasă pe stradă. Nu știu, are bază metalică și are tetieră aici, deci gheță. E Rafael, dar Sorin. Da, preza aia e perfectă. Concerul, dar am împărit fața cu apie chestia. Ați părit un soi de mim, da? Stop it! Don't look at her! Look in my eyes! Cosplays are temporary. The killer balance lives and content is forever. Sorin, păzea! Dacă îți dau un pește, îți scrăp mașina, dar mi-e foame să o zic. Bine, îmi place că aceste memes sunt very high effort, știi? Adică fix ce pe care îți poate schimba viața și pe bune. Da. Da. Chiar îți poate. Antidușmanul elimină 99,9% dintre dușmanii. Și toate manele. Nici n-am ce comenta, adică e perfect. Mai ales asta, ce? Este interesant să intri cu Cosi, cu dat pe server, ban. And I took that personally. Ah. Dacă-s for fun sau ceva, sau vreți să faceți ceva, nu vă dau bani neapărat. E mai mult chestia când cineva primește bani și vine cu un cont secundar, atunci e nasol că se dă altcineva sau începe să facă fix aceeași chestie pentru care lua bani. Pentru asta ne-am mulțumit. Adică, na, dacă vreți să faceți ceva bani sau mai nou. No problem, că a fost nevoie să folosească lui asta de puterea lui. Ah. Ah. Da, așa arăt. Mai ales când nu mă tund. Căsturi că primit fost moderatorii. Da, mi-am făcut treaba, ați văzut? I-am dat mod, după cum am zis. Abonați așteptând un live de Minecraft. Da, mă, reviși cu live-urile, stați, no problem. Particip la ceva gaming mai. Oh, și vei face live-uri de gaming în perioada asta, nu? Da, asta mi se pare funny, știți, că gen particip la un concurs care sunt ăștia care streamer, gen, știți, și care pun și au postat și luna asta, min mai leu, streamer perfect, știi? Da, eu mi-au pauză o lună, ne-au zis. Revin cu live-uri de sub, stați, dacă revin în septembrie, the fall is coming, stați liniștiți.
Nimeni, nimic, că mă sunt la țară făcând live pe telefonul random la orice. Eu vă mulțumesc foarte mult, ca de obicei se întâmplă exact același lucru, adică o să folosesc memes-urile astea și clipurile și stuff și le mai pun pe TikTok, le pun și pe Instagram, le găsiți și pe acolo. Și na, vă mulțumesc foarte mult că ați postat, chiar dacă luna asta n-am prea mai făcut live-uri, cine știe ce. Bine, am făcut un live pe câmp cu calul, deci se pune și ăla la live-uri, deci da. Da, luna viitoare, în mod normal, trebuie să mă reapuc de live-uri, că mă întorc în oraș și mi-e mult mai ușor să fac de acolo. Și pot să fac de acolo, actually. So, yeah. Până atunci, să da. Vă mulțumesc foarte mult și dacă n-ați dat încă like clipului, subscribe și toate cele, deși cred că ați dat până acum, dacă n-ați dat, puteți băga, puteți deveni și membri. Luna asta o să încep să pun și clipuri pentru membri mai des, deci în fiecare săptămână vor veni și clipuri pentru membri. Am să încerc să revin cu playlist-ul acela pentru membri, chiar și eu destul de excited că mi-am pus în calendar așa. Că înainte să fac clipul ăsta mi-am organizat calendarul pe luna septembrie, so yeah. Vin clipuri, pregătiți-vă. Thanks mult că v-ați uitat la acest minunat Reddit Banana Review. Și mai simt să vă spas pe acest minunat canal. Eu am fost Sorin, vă doresc o zi extraordinară continuare, pa, pa!